Noi reguli după incidentul de la concertul Carla's Dreams din Piatra Neamț. Inspectoratul pentru situații de urgență Sibiu avertizează reprezentanții mall-urilor și primăriilor să anunțe evenimentele la care urmează să participe peste 200 de persoane în spații închise. Avertizarea ISU Sibiu vine după incidentul de la Piatra Neamț, unde 9 persoane s-au simțit rău la concertul Carla's Dreams, care a avut loc într-un complex comercial. Pentru a evita astfel de evenimente neplăcute, organizatorii vor trebui să anunțe autorităților numărul de participanți la care se așteaptă. În scopul susținerii climatului de siguranță a cetățenilor, astfel încât efectele generate de supraaglomerarea spațiului de manifestare să fie gestionate optim, Inspectoratul pentru situații de urgență Capitan Dumitru Croitor, județului Sibiu, reamintește principalele obligații ce revin organizatorilor în astfel de situații, respectiv stabilirea planului de organizare a evacuării utilizatorilor odată cu finalizarea lucrărilor de realizare a amenajărilor, respectarea numărului maxim de persoane prevăzut în proiectul de amenajare pentru manifestările în spații închise, delimitarea zonelor amenajate temporar în spații închise cu mijloace de marcare și indicatoare de securitate corespunzătoare, instruirea personalului cu atribuții pe linia apărării împotriva incendiilor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat că pompierii de la inspectoratele din țară vor avea întâlniri de informare cu administratorii de clădiri tip mall în perioada următoare pentru a discuta despre obligațiile ce le revin acestora din urmă în cazul organizării de evenimente cu public numeros.